iluminatul public stradal, s-a trecut pe LED, mai avem de reabilitat doar în localitatea Mircea Vodă, restul comunei este reabilitată. Iar cele care sunt în lucru sunt 3 pe satul nou și 3 pe Mircea Vodă. Urmând ca în primăvară, cum le-am promis cetățenilor, să facem modernizări substanțiale și concrete, vizibile și la Mircea Vodă Gară și Țibrinul. Chiar dacă ei sunt mai puțin la număr, sunt la fel de importanți ca ceilalți locuitori. Nevoile sunt aceleași. Lămpile erau de altă natură și le-ați schimbat sau nu erau? Da, noi aveam niște lămpi. Rețeaua a fost modernizată în 2007. Dar în fiecare an, ca să zic așa, costurile erau foarte mari pe partea de mentenanță. Erau montate lămpi din stâlp în stâlp, iar pe celelalte străzi secundare, unul da, unul nu. Într-adevăr, erau destul de vizibil pe stradă, adică nu ne scoteam ochii pe stradă, dar totuși e un aport și un plus de luminozitate, de siguranță în trafic și de siguranță pentru cetățeni și ajută foarte mult și la sistemul de monitorizare video, care cu cât avem mai mult fascicul luminos pe străzi, cu atât avem și noi vizibilitate pentru recunoaștere și identificarea persoanelor străzi. Un alt obiectiv pe care îl avem, suntem în derulare cu la Mircea Vodă, am rămas cu puțin, trebuie să recunosc că suntem un pic în urmă cu amenajarea rigolilor de preluare a apelor pluviale. Este vorba de proiectul PNDL 1, care a fost început în 2015 și sperăm să-l închidem până la finele anului, pentru că pierdem, adică se încheie și contractul de finanțare, se termină și perioada de valabilitate a autorizației și a contractului și sperăm să țină vremea să-l închidem. Au fost mici sincope, consider că le-am depășit și să fim în grafic. Da, acum noi am început un amplu proces de modernizare a comunei privind sistemul rutier, infrastructura în general. Avem vești bune că în primăvară, considerăm noi primăvară însemnând aprilie-mai cel târziu, să înceapă și implementarea sistemului de canalizare. Și lucrări avem în paralel deja de săptămâna viitoare, se va scoate la licitație și lucrarea privind asfaltarea celorlalte străzi din localitate. 6-7 km, cam acoperă tot ce înseamnă suprafața comunei din cei de 32 de km pe care avem în comună, reușim să le asfaltăm pe toate. Aici suntem la partea de infrastructură. Vreau să aduc la cunoștință cetățenilor că, așa cum s-a vehiculat prin comună, este adevărat că lucrăm la studiu de fezabilitate privind branșarea gaze naturale, și vrem să acoperim satul nou, Mircea Vodă și Mircea Vodă Gara. Deci toate cele localități care sunt, ca să zic așa, care acoperă 80-90% din populație, să fie racordate la gaz. Sperăm cât mai repede. Suntem la studiu de fezabilitate, cu cât îl terminăm mai repede, cu atât avem șanse să intrăm pe licitație cu ea. Aș vrea să continui în tema de la tot la Mircea Vodă, un alt proiect pe care l-am avut în plan obiectiv încă de la început și sper să-l finalizăm până în sărbători, este amenajarea unui loc de joacă pentru copii, pentru că noi suntem deficitari la nivel de comună cu așa ceva. Anul trecut am reușit să facem primul loc de joacă, deci nu parc, ca să nu se înțeleagă altceva, primul loc de joacă pentru copii. Aici este la Mircea Vodă, am avut un teren mai generos, dublu ca și suprafață și consider că fiind mai mare o să iasă mai bogat, mai frumos. Lucrările sunt întoit, după cum veți vedea și pe teren, și tragem tare să fie gata de sărbătoare, ca atunci copiii, când vor intra în vacanță, să poată bucura de ceea ce le-am pregătit. Sper să dăm o mică, ca să zic așa, o modernizare, o mică aerisire a spațiului din fața primăriei. S-au degajat traversele care erau înainte, s-au montat borduri aferente unui sistem rutier modern, s-au plantat pomișori pruni vișinii, care vor fi puși în valoare de un sistem de iluminat. S-a introdus un sistem de irigare și acum, săptămâna viitoare, urmează să se monteze și covorul de gazon. Am și 3 proiecte mari în derulare pe satul nou. Cel mai mare este cel privind modernizarea unui drum de exploatare agricolă care pe regiunea Sud-Est a fost singurul proiect pe regiunea Sud-Est câștigat la Mircea Vodă în 2015. Pe acea sesiune au câștigat și alți colegi, dar în alte sesiuni. Modernizarea unui drum de exploatare agricolă de 7 km lungime, care va face legătura între drumul județean 224 Megidia Tortoman până în primul drum de exploatare modernizat de la
extremitatea vestică a localității Mircea Vodă, va deservi tot ce înseamnă fermieri, agricultori și, bineînțeles, locuitorii din comună. Era un drum de pământ și va fi un drum de asfalt. Se va face sistem rutier, se va un sistem rutier modern, cu structură de compactare de piatră și cu sistem da, și cu turnare de covor asfaltic. Începe să prindă conturi, este cel privind construirea unei săli de sport în satul nou. Noi am avut o sală de sport, cum locuitorii știu, de școala veche, n-avea decât 138 de metri pătrați și era improprie pentru desfășurarea și orelor de curs, cu atât mai puțin și pentru educație fizică și sport. Dacă inițial s-a luat în calcul reabilitarea și extinderea ei, s-a convenit că, de fapt, e mult mai convenabil și mai bine ca și costuri să facem o construcție de la zero, fără să mai facem tot felul de struțo cămile pe acolo. Și, în consecință, am demolat acea construcție veche și am început construcția unei săli de sport moderne și cu un proiect atipic față de restul sălilor de sport din comună. Suprafața la sol este de 550 de metri pătrați. Este destul de mare față de ce era înainte, da. Am luat în calcul ca după finalizare, din cadrul școlilor, să putem înființa echipă de handbal, de volei sau vedem ce... Da, da. Să dăm o șansă tinerilor la sport și la activitate recreativă. Ne chinuim și trebuie să spun că chiar ne-am chinuit că sunt cu modernizarea unui cartier, mai bine zis cartierul de blocuri, cum știm noi la satul. Noi vorbim de strada atelierului. Strada atelierului formată cam din trei străzi. Vorbim de două tronsoane. Străzile sunt destul de înguste. Au existat unele problemuțe pe partea de proiectare tehnică, pentru că a trebuit gândit de două ori, că nu reușeam să găsim soluții optime să scoatem apa atunci când plouă, acolo era dezastru. Deci chiar la ora actuală suntem în execuție cu lucrarea, nu avem un termen prea mare de execuție, maxim o lună de zile. Rezolvarea constă în primul rând în scoaterea stratului de piatră existent, pentru că am gândit că prin introducerea pe una din străzi se va introduce sistem de canalizare pluvială, altă soluție nu avem, iar pe celălalt o rigulă de acostament și cu o pantă unică, astfel încât să scoată apa de pe cele străduțe. Și am ținut cont ca nivelul străzilor actual să nu se modifice. În consecință s-au scos mai bine de 30 de centimetri din piatra existentă, piatra împământită, ca să zic așa. Se va pune piatră curată, geotextil, și se va turna covor asfaltic.